Vă invit să vă ridicați înaintea Domnului, vreau să citesc câteva cuvinte din Cartea a doua împăraților, capitolul 4. Doi împărați la capitolul 4, unde Scriptura vorbește în felul următor, cei care aveți Sfânta Scriptură, puteți să deschideți. Înmulțirea unde lemnului. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dăm un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus, i-a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemn și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Vă rog frumos să reocupați locul. Frați și surori, este a 10-a zi din anul 2016, prin harul și îndurarea Domnului. Iată-ne căci am intrat în 2016 și mă bucur foarte mult să ne vedem și să ne întâlnim în casa lui Dumnezeu. Consider că este o binecuvântare ca să putem să ne vedem în casa Domnului și nu în alte circunstanțe și în alte situații. Pentru anul în care am intrat, vreau să vă încurajez și să vă spun, așa cum spunea omului Dumnezeu Ieremia: dacă zici că nimic n-ai făcut în anul 2015 rău înaintea mea, Domnul zice: eu știu și binele și răul, tot ce ai făcut. Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, spune Scriptura prin Ieremia. Dromaderă iute de picior care bați drumurile și le încrucișezi, pentru că înaintea mea totul este înregistrat. Pentru 2016 aș dori să privim înainte cu speranță, în sus cu recunoștință, înapoi să privim cu iertare și dacă cineva ne-a mai supărat, l-am iertat și mergem înainte în numele Domnului. Domnul să ne ajute! Mă bucur să îl salut pe fratele păstor, fratele Viorel, toată conducerea bisericii. Vreau să salut familia Bordeanu, Domnul să-i binecuvinteze, cu care am luat legătura. Dumnezeu să îi ocrotească în continuare. Toți copilașii bisericii care i-am văzut că sunt foarte activi și cântă și recită, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem așa și încă mai aproape de Domnul până în momentul când Domnul va veni. Duhul Sfânt m-a călăuzit spre pasajul acesta, înmulțirea unde lemnului, un pasaj, zic eu, foarte bine cunoscut de biserici la ora actuală, dar dacă Domnul m-a îndemnat spre pasajul acesta, mie îmi place să ascult întotdeauna de vocea Domnului și să stau la dispoziția Domnului. Și zic: Domnul, să lucreze. Scriptura vorbește aici despre o familie greu încercată, cum și la ora actuală foarte multe familii ale Domnului prin biserici trec prin mari și grele încercări. Iată familia aceasta, Scriptura spune că trăia în multe zile într-o sărăcie lucie, adică era nevoie să ia bani împrumut. Nu? Așa spune Scriptura? Familia aceasta lua bani împrumut și trăia cum putea. Dar dacă m-ar întreba cineva pe mine sau dacă v-ar întreba pe dumneavoastră: domnule, bărbatul acestei femei care lua bani împrumut și a luat o sumă mare, eu zic că ce-a luat totuși o sumă mare de bani, deoarece în momentul când a venit cel căruia îi datora banii, a spus: nu-mi dai banii, îți iau cei doi copii. Păi să compenseze suma de bani cu doi copii. Imaginați-vă dumneavoastră că totuși nu era o sumă mică. A luat o sumă mare de bani. A spus: nu-mi dai banii, nu-mi dai banii, iau cei doi copii și fac robi ai mei. Și acum dacă cineva m-ar întreba pe mine: mă frate Crindă, oare ce a făcut omul ăsta cu banii care i-a luat?
sau pe dumneavoastră, nu? Poate veți gândi, măi, dar ce-a făcut omul ăsta cu banii care i-a luat? Am citit undeva în Cartea Proverbelor că cel neprihănit, el își folosește venitul bănuții lui, câștigul lui, îi folosește pentru viață, spune Scriptura aceasta în Cartea Proverbelor. Cel neprihănit își folosește bănuții pentru viață, pe când cel rău și ticălos și păcătos își folosește bănuții și tot venitul lui și truda lui pentru moarte, pentru păcat. Și am zis, Doamne Dumnezeule, interesant. Dar bărbatul acestei femei care a luat o sumă de bani împrumut, ce a făcut? Am găsit un răspuns tocmai în Talmudul evreiesc. Știți dumneavoastră, Talmudul evreiesc spune că și bărbatul acestei femei era Obadia. Și cu banii care i-a luat împrumut, a luat 100 de proroci pe vremea lui Ahab, ticălosul ăla, și a lui Izabela, nevastă sa. Când Izabela a dat un ordin să omorâți toți prorocii Domnului. Obadia acesta a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și apă pe bani împrumut. Foarte interesant. Să iei bani împrumut, probabil să-ți termini casa, să-ți cumperi un frigider că nu ai, să-ți cumperi ceva. Dar să iei bani împrumut și să ții în viață pe prorocii Domnului cu pâine și apă. Eu consider că și bărbatul acesta, Scriptura spune că se temea mult de Domnul. Veți găsi dumneavoastră această expresie pe paginile Sfintelor Scripturi când împăratul Ahab l-a chemat pe Obadia și i-a spus, du-te și caută prin țară, vezi unde mai este apă, că uite, ne mor vitele, nu este hrană pentru animale, mor turmele de oi, fă ceva. Și Scriptura spune că în fața lui Obadia s-a prezentat deodată omul lui Dumnezeu, Ilie, Tijbitul, și a spus, du-te, spune împăratului că vreau să vorbesc cu el. Și Obadia a spus, Doamne, păi de când te caută împăratul? Dacă îi spun și cumva nu te va găsi, ăsta mă omoară. Nu pot să fac lucrul ăsta. Dar știți noastră că și până la urmă, totuși a avut loc o întâlnire între Ilie și între Ahab. Iată, omul acesta, Obadia, a luat bani împrumut, a hrănit 100 de proroci în două peșteri, fără să știe Ahab, nici Izabela. Și la un moment dat, moare omul ăsta. Cel căruia i-a dat ora banii, bate la poartă. Bună ziua, bună ziua. Dați-mi banii înapoi. Femeia văduvă rămasă, că întotdeauna un caz, dragii mei, nu vine singur. Există o perioadă când îți merge extraordinar de bine, ești pe val. Poate continuă ani și ani și ani când îți merge foarte bine. Și există o perioadă când Dumnezeu te pune la încercare. Și în momentul în care Dumnezeu te îngăduie la perioada asta de încercare, dați-mi voi să vă spun, un necaz nu vine niciodată singur. Și dacă ceva s-a întâmplat rău, așteaptă-te, așteaptă-te, așteaptă-te. După proverbul sau zica la românească, căci un val cheamă alt val. Și într-adevăr, să știți, așa este. Un val cheamă alt val. Cât durează perioada de încercare pe care Dumnezeu o îngăduie peste femeia aceasta, a îngăduit-o sau o îngăduie peste familia ta sau peste familia mea, cât durează perioada de încercare, eu de unde să știu? Păi amintiți-vă dumneavoastră cât timp a trecut peste Iov și mulți l-au judecat și au spus ticălosul nemernicu. Uite, a păcătuit, 100% a păcătuit, nu se poate Dumnezeu să-l lase așa. Și Iov nu păcătuise nimic. Dumnezeu a avut o înțelegere cu diavolul în împărăția cerurilor, în fața întregii oștiri a cerurilor și dacă Iov cârtea în încercare, poate se pierdea cel mai mare pariu din universul ăsta. Nu? Dumnezeu a avut o înțelegere cu diavolul și a spus, diavole, tu mă îndemn să-l pierd pe omul ăsta. Ascultă-mă, omul ăsta este un om temător de Domnul, cu sufletul curat, se abate de la rău, este un neprihănit, tu mă îndemn să-l pierd. Pierde-l, uite ce se întâmplă. Îți garantez că te bleastă-mă, în față. Și Dumnezeu a spus, să audă întreaga oștirea cerului, diavole, omul ăsta nu mă bleastă, eu îl cunosc pe omul ăsta. Ați văzut ce înțelegere a existat și Iov nu știa nimic de lucrul ăsta. Și totuși a trecut o perioadă de încercare foarte grea peste Iov. Enorm de grea. Din 11.500 de animale să rămâi cu nimic, din 10 copii să moară toți
Și cea mai scumpă ființă de lângă tine, care e nevasta ta, nu copiii. Copiii vin în familie și pleacă. Vedeți, unea așa se leagă de copii, de vai, Doamne. Foarte bine să-ți iubești copiii, dar copilul la un moment dat, fiica ta la 19 ani pleacă, oricât ai iubi-o. Și băiatul tău ăla harnic pe care îl iubești ca ochii din cap, la 24 de ani se căsătorește, pleacă, oricât l-ai iubi. Lângă tine rămâne scumpa ta nevastă. Atât. Ori Scriptura spune, Iov și-a pierdut toată averea, Iov și-a pierdut toți copiii și în cele din urmă a venit și nevastă sa, sub influență demonică și a spus, blastă-mă-l pe Dumnezeu. Blastă-mă-l pe Dumnezeu. Dar de unde știa femeia să folosească expresia asta, blastă-mă-l? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu. Exact sub influență demonică, căci în ceruri s-a discutat, diavolul a spus, te bleastă-mă. Și Dumnezeu a spus, nu mă bleastă. Și atunci femeia sub influență demonică a spus, bleastă-mă-l. Și Iov a spus, femeie, nu se poate așa. Tu vorbești ca o femeie care ți-ai pierdut mintea, dar nu se poate așa. Perioada de încercare care o îngăduie Domnul peste familia aceasta, peste familiile dumneavoastră, peste familia mea, o stabilește Dumnezeu. Poate să fie o zi, poate să fie două, poate să fie trei, poate să fie o lună, poate să fie un an. De unde să știu eu? Spre exemplu, aseară când am venit, ne-a așteptat un frate la Seleuș, aici un frate păstor, și am intrat într-o familie și ne-am rugat pentru ea. Era o femeie destul de tânără, la 36 de ani, Mihai? 35-36 de ani, întinsă pe pat, foarte bolnavă. Și ne-am rugat pentru ea și am auzit un glas din cer strigându-se. Un sol al Domnului se pregătea cu o haină albă să vină în ajutorul ei și să se producă eliberarea și vindecarea, și șeful universului a spus, încă nu este momentul, oprește-te. La momentul potrivit o să te duci. Încă nu este moment. Domnul, probabil, perioada de încercare o mai prelungește. Poți să faci ceva? Când Domnul a vrut să-l pună la încercare pe Avram, știți, mi-a Avram, omul lui Dumnezeu, a spus Domnul, Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Atenție cât e detalia, dar nu cumva să-l iei tu pe Ismael, că ți-ar trece prin cap să-l iei pe Ismael și ai rezolvat problema. Dar tu ia-l pe singurul tău fiu, pe fiul iubit al tău pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-mi-l ca jertfă. Nu putea Domnul, dacă tot a vrut să-l pună la încercare, să spună, du-te în fața cortului la Berșeba unde locuiești tu și adu-mi-l ca jertfă. Dar Domnul a zis, nu. Dacă îi spun asta la Avram, într-o jumătate de oră a rezolvat problema. Dar eu vreau să-l țin pe Avram în încercare 3 zile. 3 zile. Ia pe fiul tău și du-te până în țara Moria, străbă-vă 3 zile, până la muntele Moria și vreo 3 nopți. Du-te, Avram, să te văd eu perioada asta de încercare, te monitorizez secundă cu secundă să vezi, să văd ceva. Ați văzut? Când Domnul îngăduie o perioadă de încercare, El știe că e 3 zile, că e 3 luni, că e 3 ani. Și pe drum Avram era foarte, foarte prins în încercare. Și inima lui cea mai însângerată era când mergea pe drum spre muntele Moria și băiatul a spus, tată, tăticule, lemnele sunt aici pentru a aduce jertfă. Cuțitul este aici, focul este aici. Dar unde e mielul de jertfă, tăticule, că am mai fost cu tine să aducem jertfă? Și întotdeauna am dus un miel cu noi. Unde e mielul ăla de jertfă? Imaginați-vă din punct de vedere psihic ce era în mintea lui și inima lui Avram. Doamne, mă băiete, de-ai putea să taci, că tu îmi rupi inima și îmi frângi inima acum. Unde e mielul? Unde e mielul, tată? Și la un moment dat Avram îi spune, lasă-mă, băiete, că de mielul ăla de grijă va purta, de mielul de jertfă va purta de grijă Dumnezeu. Perioada de încercare, 3 zile, frate, și 3 nopți Avram n-a dormit. Ajunge la poalele muntelui Moria și Avram vorbește prin credință slugilor. Voi rămâneți aici, la poala muntelui, cu asinii, eu și băiatul ne vom sui sus pe munte. Auziți ce spune Avram? Vom aduce o jertfă Domnului, ne vom închina Domnului și vom aduce o jertfă și după aceea ne vom întoarce amândoi. Dar tu de ce urci pe munte? Mă duc să-l aduc ca jertfă, că mi-a cerut Domnul. Și cum vorbești așa că ne vom întoarce? Probabil te întorci tu. Nu, nu, nu. Mă întorc tot cu fiul meu. Dar cum, Avram? Păi Dumnezeu mi-a spus, din băiatul ăsta să mulțesc sămânța ca stelele cerului și ca nisipul mării. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Este foarte important când treci prin focul încercărilor să-ți aduci aminte de făgăduințele Domnului și de promisiunile Domnului. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt.
Știți dumneavoastră secretul lui Moise, căci a reușit să-L înduplece pe Dumnezeu în atâtea situații. Ca și Moise, foarte puțin, eventual Samuel, cei mai mari mijlocitori din Biblie a fost Moise și Samuel. Moise întotdeauna când Dumnezeu a spus, trage-te de aici că nimicesc poporul ăsta. De foarte multe ori s-a întâmplat și la Refidim și în pustia Țin la Cades și când au făcut vițelul ăla de aur, a spus, trage-te! Și Moise întotdeauna se interpunea între Dumnezeu și om și spune, Dumnezeule, adu-ți aminte de făgăduințele tale. Adu-ți aminte de ce ai spus tu. Ai spus că ne iei de aici cu mână tare și ne duci în Canaan. Ține-te de cuvânt, Dumnezeule. Doamne, cât de inteligent era Moise. Un om simplu cu un toiac de lemn în mână. Atâta înțelepciune. Știa să apeleze la compartimentul ăsta secret din inima Domnului. Știți că din inima lui Dumnezeu există un compartiment secret. Și puțin pământeni apelează la el. Știți ce compartiment secret? Să-L îndupleși pe Dumnezeu să-și schimbe decizia. Cine face asta? Cine face asta? Numai puțin pământeni știu să apeleze la acest departament secret din inima Domnului. Iată încercarea a venit peste familia aceasta. Soțul moare, datorie mare de bani, vine omul de îmbănuții și femeia spune, n-am bani, a rămas văduvă. Că după ce ai trăit cum ai trăit și datorie de bani, mai moare și bărbatul. Mai mare necaz nu-ți trebuie. Că doar cine aduce bănuți în casă? Bărbatul. Bărbatul aduce bănuți în casă. Femeia are datoria să-și grijească copiii și să-și iubească soțul și să asculte de el și să aibă grijă de el. Așa trebuie să fie, dar acum, în secolul 21, femeia a devenit foarte emancipată și spune, dacă tu nu prea te descurci, lasă că mai fac eu bani. Nu? Nu. Mai sunt și femei din astea, cu foarte multă inițiativă. Eu le felicit pe femeile astea. Am mai găsit prin Scriptură femei cu inițiativă. De exemplu, era în Sunem o femeie numită Sunamita. Sunamita aceasta a spus soțului ei, întotdeauna când omul lui Dumnezeu Elisei trece prin Sunem, n-ai fi de acord să investim ceva. Păi ce tu, femeie? Facem la Masard o dăiță pentru omul lui Dumnezeu, punem un felinar, o masă și ori de câte ori trece prin Sunem omul lui Dumnezeu, să intre puțin pe la noi, să mănânce, să se odihnească. Ați văzut o femeie cu inițiativă, inițiativă bună. Și omul, bărbatul său a spus, bine, dacă tu ai ideea asta, foarte bine. Nu? Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori, bate la ușă datornicul, dăm bani. N-am bani. Ascultă-mă, mai lasă-mă o zi, două și o să vedem. Femeia a spus, o să vedem ce faci. S-a dus cel căruia datora banii și femeia a plecat direct la omul lui Dumnezeu, la Elisei. Acum vă rog să fiți foarte atenți ce vreau să vă spun. Auziți dumneavoastră. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei și a zis, robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domn. Și Domnul vorbește despre Obadia. Obadia se temea mult de Domnul. Deci cine are îndoieli de ce v-am spus, spune Scriptura. Obadia se temea mult de Domn. Și acum de ce v-am rugat să fiți atenți? În momentul când femeia aleargă la Elisei și spune ce s-a întâmplat și te rog, fă cumva, ajută-mă ceva. Femeia a spus, robul tău, bărbatul meu a murit, dar bărbatul meu când trăia, se temea mult de Domnul. El se temea foarte mult de Domnul. Însemnează căci întotdeauna când treci printr-o încercare, Dumnezeu își aduce aminte de ce ai făcut în trecut, nu de ce vei face în viitor. Asta e foarte important. Eu trec prin încercare acum, Elisei, dar robul tău, bărbatul meu, se temea de Domnul când trăia. Ăsta era un om pocăit și un om adevărat și un om al lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt. Când treci prin încercare, Dumnezeu își aduce aminte de ce ai făcut, nu de ce vei face. Deoarece pe patul încercării a suferințelor, oamenii sunt tentați să spună, dacă mă scape acum, Dumnezeule, fac cu tare. Dacă mă scape acum, Dumnezeule, voi fi totdeauna atent și la dispoziția ta și voi lucra și voi face. Și Domnul spune, mie îmi place juruințele care le faci, dar eu mă uit un pic înapoi în viața ta să văd ce ai făcut până acum. Ce părere aveți de ideea asta? Ascultați-mă, când Ezechia s-a îmbolnăvit și era să moară, Scriptura spune că Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amos, și a spus, du-te și transmite. Ce să-i transmite? Spune pe față așa. Că de regulă la oamenii spun, domnule, nu-i spune pe față care are cancer că o să moară. Asta e ideea oamenilor. Dumnezeu spune, nu, spune pe față. Ce să-i spun? Așa vorbește Domnul. Pune-ți casa în rândeală că-și vei muri și nu vei mai trăi.
Întotdeauna Dumnezeu vorbește pe față. Dumnezeu nu este ca omul. Domnul a vorbit lui Moise, uită-te, urcă-te pe vârful muntelui Nebo, nu? Și privește țara de la Dan până la Galaad, cât o poți tu privi cu doi ochi, căci nu vei mai cobori de acolo. Cum, Doamne? Nu mai cobor, Moise, tu acolo mor. Doamne, Dumnezeule, dar cum e posibil? Păi cum e posibil? Moise nici nu și-a făcut probleme. Urca încet până sus pe munte, a privit țara și a spus, Dumnezeule, dacă asta e voia ta. Asta e voia ta. Și la mormântarea lui Moise, știți cine a cântat la mormântarea lui Moise? Știți cine l-a mormântat pe Moise? Dumnezeu l-a îngropat undeva în vale și au cântat îngerii Domnului și la mormântare a participat Satana. Da, așa spune Scriptura, la mormântare a venit diavolul și a zis că poate prinde și el ceva din, de aici. Ori Domnul i-a spus, Domnul să te mustre, Satana, Domnul să te mustre, pleacă de aici. N-ai nimic din omul ăsta. Omul ăsta e omul lui Dumnezeu din plin. Domnul să fie slăvit. Ezechia, în momentul în care Dumnezeu l-a îngăduit prin încercare, a rostit o rugăciune și a spus, acum pe patul morții, cu fața la perete, spunea un frate aici, că poți să te rogi și cu fața la perete. Doamne, adu-ți aminte că ți-am umblat cu credincioșie înaintea ta. Când? În trecut. Și acum când trec prin încercare, te rog, adu-ți aminte de faptele mele. Adu-ți aminte, am umblat cu credincioșie înaintea ta, am făcut ce este bine înaintea ta, nu vreau să mor, Dumnezeule, acum la 37 de ani. Pe la 37 de ani ești în floarea vieții. Un bărbat și o femeie la 37 de ani e ca o floare. În floarea vieții fiecare. La 37 de ani mi-ai viață. Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor, gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer, spune Ezechia. Doamne, sunt în necaz. Și Domnul a zis lui Isaia, du-te înapoi. I-am ascultat rugăciunea. Și? I-am ascultat rugăciunea. Mi-am adus aminte de faptele lui, adus aminte de ce am făcut. Îi mai dau 15 ani de zile. Nu-i mare Dumnezeu? Vă rog și vă provoc să trăim și să trăiți de așa maniere, încât în momentul când Domnul îngăduie încercarea, să ai ce să-i spui, adus aminte de mine, Dumnezeu. Căci dacă n-ai ce-i spune, frate, nu va fi ușor. Să ai ce să-i spui, faptele tale bune, apropierea ta de Domnul, sfințenia ta, căci până la urmă vă spun fără supărare, pocăința nu stă în vorbe. A spus Domnul Matei 21:7 sau 7:21. Nu oricine spune mie, Doamne, Doamne, nu ăștia mă impresionat, ci cel care face voia Tatălui meu care este în cer. Bine ar fi să învățăm și noi căci pocăința nu stă în vorbe, pocăința în fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și îți arăt eu credința mea din faptele mele. Așa cred eu și așa fac eu. Așa ne învață Scriptura. Domnul să fie slăvit și onorat. Iată, stimații mei frați și surori, în momentul în care vine criza și încercarea, să ai ce să-i spui Domnului. Soțul meu se temea de Domnul. Și atunci Elisei a spus, da, femeie, mi-amintesc de el. E adevărat. Era un om care se temea mult de Domnul. Un om cu frică de Domnul. Dar a venit încercarea asta peste. Ascultă, femeie. Așa vorbește Domnul. Du-te acasă și cere vase. De la vecinii tăi și nu cere puține, cere multe vase, apoi intră în odăiță după tine și copiii tăi, închide ușa după tine, ia din unde lemnul ăla puțin care l-ai acasă și toarnă în vasele acestea și vei vedea o mare minune. Unde lemnul se va mulți, va curge unde lemnul, după aceea du-te și vinde unde lemnul ăsta care ți-l dă Domnul, vinde-l, așa, și plătește datoria. Și cu ce va rămâne, vei trăi tu și copiii tăi. Acum vreau să vă spun ceva de la inimă pentru inimi. Când se mulțește unde lemnul? Aici e un mare secret. Când se mulțește unde lemnul? În familia mea, în familia ta, în viața ta? Când se poate mulți unde lemn? Haideți împreună să găsim un răspuns la întrebarea aceasta. Unde lemnul se mulțește atunci când nu s-a terminat de tot? E adevărat? Femeia aceasta mai avea puțin unde lemn. Mai avea puțin unde. Dacă se termina de tot, ce să se mulțească, frate? Știți dumneavoastră principiul lui Dumnezeu în Scripturi? O trestie frântă, el niciodată nu o rupe. Dacă e numai frânt așa și se mai ține acolo în două păișoare din ăla, Domnul spune, nu o rup de tot, ci o ridic și o repar.
fitilul care mai fumegă, cărbunele din cenușă, care abia mai fumegă. Domnul zice, nu-l sting de tot, ci pun din nou și îl aduc din nou în poziția în care să ardă. Știți ce înseamnă asta? În momentul când toată nădejdea și speranța ta se duce, dacă nu s-a dus de tot și o licărire mai există și te gândești în inima ta, numai Dumnezeu mă poate scăpa și ajuta din cazul ăsta și te încrezi în Dumnezeu, apare mâna lui Dumnezeu care spune, aduc izbăvirea. Când mai este puțin un lemn, când mai este puțină credință, Dumnezeu aduce izbăvirea. Poate te rogi pentru fiul tău, pentru fiica ta, de ani de zile te rogi și strigi, Dumnezeule, fă să se întoarcă la Domnul și soția mea sau soțul meu, copiii mei. Și satana spune, nu te mai ruga că nu mai ai nicio șansă. Și Domnul îți spune, continuă și să te rogi. Crede că eu, Domnul, pot să fac minunea. Și atunci Dumnezeu face minunea. Unde lemnul se mulțește atunci când nu s-a terminat de tot, cât de puțin ar fi. Femeie ce ai acasă? Puțin unde lemnă. Dacă v-ar întreba Domnul în această zi, dar dumneavoastră ce aveți acasă? Unii ar spune, Domnule, am așa. Am tot ce poți tu visa și ce pot eu visa. Am tot ce vrei. Dacă unde lemnul, cum stai? Mai am puțin. Dacă mai ai puțin, mai ai șanse. Du-te, omule, înainte, în numele Domnului, căci Dumnezeu îți dă biruință și putere. Slăvit să fie Domn. Osia, capitolul 11, versetul 3. Eu l-am învățat pe Efraim să meargă, zice Domnul, se referă la poporul Israel. L-am ridicat în brațele mele și l-am purtat în spinarea mea, dar ei nu observau căci eu îi vindecam și vroiam viața lor, ci se depărtau mereu de mine. Domnul să aibă milă de noi. În al doilea rând, la întrebarea aceasta, când se mulțește unde lemnul, unde lemnul se mulțește atunci când ești în relații bune cu vecinii tăi. Foarte important. Du-te acasă și cere vase de la vecinii tăi. De la cine? De la vecinii. Și ce să... Spune să dea vase. Și nu puține, încă multe. Acum, fără supărare, dumneavoastră, cum vă împăcați cu vecinii pe aici, pe la Semlac? Vecinii, domnule. Poate zice, mă frate, dar vecinul nepocăit. Da, nepocăit. Așa cum îi de nepocăit. Tu ești pocăit. Și dacă tu ești pocăit, trebuie să știe vecinul că tu ești pocăit. Și când intră animalele lui în grădină la tine și îți mănâncă varza și îți strică roșiile și îți mai rupe câte un pomișor din ăla, un oltoi din ăla tânăr, să văd cum reacționezi tu. Poate te enervezi de mama în focului și spui, vecine, că ți aduc poliția și iau animale și ce să fac. Sau poate zici, lasă vecine, că s-a întâmplat. Dar uite, întărim gardul, nu o să se mai întâmple. S-ar putea. Cum te raportezi cu vecinii tăi? Unde lemnul se mulțește atunci când ești în relații bune cu vecinii. Știți dumneavoastră că un om al lui Dumnezeu, mai ales cel care e pus în lucrare, trebuie să aibă o bună mărturie de unde? De afară, de la vecinii lui, de afară, oamenii nepocăiți, trebuie să vadă în tine că ești un om al lui Dumnezeu. Atunci mulțește Dumnezeu, Domnul unde lemnul, când vecinii tăi vor spune, da, iată într-adevăr un om al lui Dumnezeu, Domnul, un om al lui Dumnezeu, ăsta e cu totul special, nu-i ca ceilalți. Într-o zi, fiica mea a mers la un coleg de-a ei de facultate și la bloc, la casa scării, urcă pe casa scării până în ușa apartamentului și când ajunge în fața ușii apartamentului, aude dinăuntru, din casă. O ceartă, un scandal, ferească-te Dumnezeu, soțul cu soția. Dom'le, ce făcea cu nevastă? Și tași tu așa și așa, că ești așa și așa. Și fiica mea se sperie și vine acasă. Spune, tate, dar e pocăit. E botezat, adică, pardon, că dacă ar fi pocăit. Dar cum e posibil așa ceva? Uite, e posibil. Dar toată scara răsona. Și toți vecinii ăia, încă vreo 4 apartamente, Doamne Dumnezeu! Imaginați-vă noastră, răsuna casa, cum o făcea ăsta, soțul pe soția, tași tu, dar și mi-e groază să vă spun, cum îi zicea. No, imaginați-vă noastră, cam ce relație între vecini poate să fie acolo. Și cum se mulțește unde lemnul în casa aceea? Când tu te raportezi așa, vis-a-vis de familia ta. Aibă Domnul milă de noi. Unde lemnul se mulțește atunci când ești într-o relație bună cu vecinii tăi. Scriptura spune că împăratul Ahasveros,
dacă nu greșesc, la un moment dat a dat un ordin lui Naaman, silit așa, ca să nimicească poporul evreu. Și Naaman a zis, în toate ținuturile împărăției tale există un popor deosebit, care are legi deosebite, diferit de toate celelalte popoare. Poporul ăsta deosebit, cu legi deosebite, știți cine este? Noi, Biserica Domnului. Era poporul evreu atunci și astăzi noi, Biserica Domnului. Domnul să ne țină așa și să ne ajute să mergem înainte. Mai departe, în al treilea rând, unde lemnul se mulțește atunci când ești într-o relație bună cu copiii tăi, familia ta. Cere vase de la vecini și apoi intră în casă și închide ușa după tine și copiii tăi. Dacă tu toată ziua ești certat cu copiii tăi, dacă nu mai vorbește copilul tău cu tine, băiatul tău sau fiică ta sau nora sau ginele, eu te întreb, tu ce fel de om al lui Dumnezeu ești? Păi ce mă, frate, că nu m-am gândit la asta. Dar iată ce spune Scriptura. Intră în odaie, închide ușa după tine și copiii tăi. Între tine, în calitate de tată și băiat sau mamă și fiică, trebuie să existe o relații cordiale. Cum te împaci cu copilașii tăi? Frate iubit, iubitul meu frate din Semlac, stimate surori, cum vă împăcați cu copilașii dumneavoastră? Ce relații de familie există? Am văzut atâtea și atâtea și atâtea. Încât băiatul spune, nu mi-a dat parte din căsuță și a dat totul la o soră de-a mea. Nu mai trebuie să-l văd pe tata și pe mama, never, în vecii vecilor, niciodată. Pentru că n-au fost corecți. Corect ar fi o mamă și un tată când împart averea, să împartă exact corect și la fel. Nu la unul să spună, o, Călin are, lui nu-i dau, adică de mine, v-am dat un exemplu, lui nu-i dau, dar sora, fiica cealaltă, mai săracă, îi dau ei tot. Vi se pare corect? Nu mi se pare corect. Domnule, tu împarte corect și pe urmă ăla, partea lui, fratele care are, dacă el vrea să o dea mai departe, să o doneze, asta e problema lui. Dar tu trebuie să fii corect. Închide ușa după tine și copiii tăi. Relații bune cu copiii, relații bune cu vecinii. Atenție, foarte important. Mergem puțin mai departe. Unde lemnul se mulțește atunci când înțelegi că nu este numai pentru tine. Că unii spun, domnule, pocăința asta e pentru mine, slavă Domnului că m-am pocăit, dar nu mă mai interesează de ce e la. A spus omul lui Dumnezeu Elisei, du-te și vinde din unde lemnul ăsta, vinde și la alții, omule bun, să știe și ei că există unde lemn. Corect ar fi din Semlac aici să știe tot satul Semlac și localitatea și comuna, căci voi sunteți oamenii lui Dumnezeu, căci aici este unde lemn, adică prezența Domnului dătătoare de viață și să se întoarcă și ei la Dumnezeu. Vinde și la altul, frate. Spune și la altul. Să vadă comportamentul tău frumos, relația ta cu copiii, cu familia, cu vecinii. Absolut totul. Și Dumnezeu aduce binecuvântare. Dumnezeu să vă ajute. Amin.